pasă pentru Batin, iese Veselovski, Batin! Ce ratare au gazdele, însă Cojocaru arată punctul cu VAR. 11 metri pentru FC Botoșan, după intrarea lui Veselovski asupra lui Paul Batin, slovacul vede și cartonașul galben. O fază la care jucătorii oaspeți au multe de contestat. Așteptăm să vedem reluarea pentru a ne da seama dacă a fost fault la Paul Batin. Ce-i drept, Batin șutase peste poartă încă o dată și nu cred că se poate vorbi aici despre fault în careu. Veselovski s-a aruncat în fața lui Batin. Reluarea acestuia a trecut mult peste